Dragi colegi, pentru azi, animale sălbatice s-au pregătit să intre în scenă. Grupa noastră vă va prezenta câteva dintre cele mai cunoscute exemplare de animale sălbatice din întreaga lume. Prima invitată se mândrește a face parte din familia celor mai apropiați veri ai noștri, ai oamenilor, adică după cimpanzei. Este vorba, desigur, despre gorilă, un mamifer existent la diverse altitudini din pădurea Africii Centrale. În prezent, sunt cele mai mari primate masculi, ajungând la maturitate la o înălțime de 165-175 cm și o greutate de 140-200 kg. În captivitate, bine hrănite, pot ajunge chiar la 350 kg. Sunt în general erbivore, hrănindu-se deci predominant cu frunze pe care le găsesc ușor în apropiere. Ceea ce este foarte bine, deoarece gorilele mănâncă des. Trăiesc în grupuri de până la 30 de membri, în medie 10-15, și au o durată de viață de 30 de ani, în mediu natural, și până la 50 de ani în captivitate. Ați auzit de fulgul de zăpadă de la zoo? Este vorba despre gorila albă numită fulgul de na sau Snowflake, care a fost singurul exemplar albinos suferind de boala numită albinism al acestei specii și care a reprezentat peste 30 de ani până în 2003 mascota și atracția grădinii zoologice din Barcelona. Un mascul iubit de toți copiii, fiind de altfel și cea mai îndrăgită gorilă din lume. Pinguinul imperial este cea mai mare și mai rezistentă pasăre marină. Are aproximativ 1 metru înălțime și cântărește aproximativ 35 de kilograme. Are pete de culoare galbenă pe fiecare parte a capului. Ochii și picioarele sunt negre, spatele este de culoare gri-închis, se întâlnesc numai în Antarctica. Femelele depun ouăle în timpul iernii, apoi masculul are grijă de ele, ferindu-le de frică. Femelele se întorc la mare pentru a se hrăni, iar când se întorc, masculii sunt cei care urmează să se ducă la țărm. Bună ziua, eu sunt Zoe și astăzi o să vă prezint despre tigru. Tigrul Panthera tigris este cea mai mare felină și unul dintre cei mai mari răpitori terestri după ursul polar și cel brun. Tigrii trăiesc pe teritoriul Asiei, adică în extremul orient rusesc, Iran, Afganistan, India, Pakistan, Malaezia, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Cambodgia, Laos, Thailanda, insula Java, China și Coreea de Nord. Tigrii populează regiuni cu peisaje foarte diferite. Păduri tropicale, umede, mangrove, desișuri de bambus, savane, semideșerturi, regiuni stâncoase, sterpe și taigă. În munți din Bhutan, tigrii conviețuiesc cu leoparzii zăpezilor. Tigrilor le sunt caracteristice dungile de culoare închisă, care variază de la un individ la altul. Funcția de bază a dungilor este de a camufla corpul în timpul vânătorii. Tigrul are un corp masiv, musculos și flexibil. Blana este densă și scurtă la subspeciile sudice, iar la cele nordice, lungă și pufoasă. Structura labelor este adaptată pentru sărituri, amortizând căderea și conferindu-i tigrului un mers silențios. Coloritul tigrului variază de la roșcat la roșcat brun. Abdomenul, pieptul și partea ascunsă a labei sunt de culoare deschisă. Tigrii se hrănesc îndeosebit cu copitate, cerbi, căprioare, mistreți și sălbatici, tapiri malazieni, bivoli indieni, elani. Dar pot vâna și maimuțe, păsări, pești și chiar alte răpitoare ca vulpi, calupii, leoparzii și crocodili. La o masă, tigrul consumă până la 40-50 kg
kilograme de carne. Tigrii obișnuiesc să mănânce și nuci, iarbă și fructe, dar numai în sezonul cald. Foamea o suportă ușor datorită stratului de grăsime de sub piele, a cărui grosime poate atinge 5 cm la tigrul siberian. Tigrii vânează singuri ghidându-se în special de simțul văzului și al auzului. Utilizează două tehnici de vânătoare, furișoarea către pradă și statul la pândă. Tigrii nu au instinct abilitatea de a vâna, ci și-o formează luând lecții de la mama lor. Tigrii captivi nu pot vâna și chiar manifestă frică față de animalele pe care semenii lor le vânează în sălbăticie. Sunt recunoscute 9 subspecii ale tigrului, dintre care s-au păstrat doar 6 la ora actuală. Tigrul siberian, bengalez, indochinez, malaezian, sumatran și chinez de sud. Subspeciile dispărute sunt tigrul balinez, cel caspic sau persan și cel javaian. În prezent, vânarea tigrilor este interzisă în toată lumea, deși în ciuda eforturilor depuse de organizațiile ecologiste, braconajul este încă un fenomen răspândit. Pentru conservarea speciei s-au înființat rezervații naturale. Se cunosc și hibrizi sau încrucișări între lei și tigri, cum ar fi ligrul sau și tigonul. Aceștia au apărut în grădinele zoologice, ale căror deținători erau interesați să atragă vizitatori. Tigrii albi suferă de o mutație foarte rar întâlnită în sălbăticie, dar destul de obișnuită la exemplarele în captivitate. În natură se naște un singur tigru alb la 10.000 de tigri obișnuiți. În prezent, în parcul zoologice, viețuiesc 130 astfel de tigri. Ei au nasul roz și ochii albaștri. Tigrii albi complet îi sunt supranumiți tigri de zăpadă. Așa zisul tigru auriu este întâlnit mai rar decât cel alb, iar culoarea blănii este provocată tot de o mutație genetică. Tigrul reprezintă un simbol al puterii și regalității. În cultura asiatică, unele zeități indiene sunt ilustrate călare pe tigri. Tigrul este unul dintre cele 12 simboluri de animale din calendarul chinezesc și simbolul național al Malaeziei, Indiei, Bangladeshului și Republicii Coreea. Mascota Jocurilor Olimpice din 1988, organizate în Seul, a fost tigruțul Hodori. În urma unui sondaj realizat de Animal Planet, tigrul este cel mai iubit animal de pe pământ. Bună! Eu sunt Justina. Iar eu sunt Pingu. Haideți să aflăm împreună secretele pinguinilor. Eu sunt un pinguin care a trăit mai întâi la Plaiul Foi. Apoi m-am împrietenit cu Justina și am venit în București. Oare pinguinii trăiesc în România? Doar cei de pluș. Frații mei trăiesc la Polul Sud. Ei sunt un grup de păsări acvoterestre care trăiesc pe continentul înghețat numit Antarctica. Aceste păsări nezburătoare își prind hrana înotând și prinzând în gură peștii pe care apoi îi devorează. Sunt singurele păsări nezburătoare care se pot scufunda și pot sta până la 18 minute în apă fără să respire. Există mai multe specii de pinguini, cum ar fi pinguinul imperial, pinguinul regal, pinguinul magellan, pinguinul măgar, etc. De uscat parlenți, abia mișcându-se, dar în apă sunt foarte rapizi, deoarece își folosesc aripile pentru un not. În apă, pinguinii pot ajunge la viteze de până la 60 de km pe oră, dar viteza lor obișnuită este situată între 5-10 km pe oră. Pinguinii, precum și celelalte păsări de mare, prezintă o glandă ce le permite să elimine excesul de sare pe care îl ingerează din apa mării, ceea ce elimină nevoia de a bea apă dulce. Pa! Pa! Bună ziua, dragi copii! Eu o să vă prezint elefantul. Elefantul face parte din familia Proboscidea. Animalele cu trompă fac parte din categoria celor mai mari animale, patrupede terestre, care la naștere cântăresc 100 de kilograme. Acest mamifer uriaș a fost și este vânat de către braconieri pentru carnele lor de fildeș valoroase. Toate speciile de elefanți sunt pe cale de dispariție.
Elefantul este singurul mamifer care nu poate sări și este animalul cu cea mai groasă piele de pe Terra. Știați că elefantul poate consuma chiar 225 de kilograme de iarbă într-o singură zi și poate bea până la 136 litri de apă la o singură adăpare. Cel mai mare colț de fildeș despre care s-a relatat vreodată a avut 3 metri lungime și 105 kg. Puii de elefant cântăresc mai mult de 100 de kg la naștere. Nu au fildeș. Aceștia le apar la vârsta de 2 ani și cresc toată viața, atât la mascul cât și la femele. Expresia memoriei de elefant se poate regăsi cu ușurință, conform ultimelor studii. La revedere! Bună ziua, eu sunt Vladimir Ștefan Budiaș și vă voi zice despre lupi. Lupii trăiesc, atacă în haită oameni doar când le e foame. Ei sunt foarte, sunt cei mai mari vânători ai pădurii, deoarece sunt foarte agili, au mirosul foarte dezvoltat, cel mai dezvoltat, au o mandibulă foarte dezvoltată și un maxilar și mușcătură foarte, foarte puternică. Văzul nu este atât de puternic. Ei se mai numesc doctorii pădurii, deoarece curăță mortăciunile de, cum ar fi, câinii morți din pădure. Ei mănâncă oile de la stână. Asta a fost despre lupii canadieni și lupii în general. La revedere, eu sunt Vladimir Ștefan Budiaci. Ne mă cheamă Matei Alexandru, iar eu să vă spun despre leu. Leul este regele animalelor. După tigrul, el este a doua felină ca mărime. Leul, cu denumirea științifică de Panthera leo, este un mamifer din familia felide. Există 3 subspecii de lei. Leul african, leul indian, care se mai numește și leul asiatic, și leul alb, acesta fiind foarte rar. Au fost semnalate și împerechieri între un leu mascul și o femelă tigru, puiul lor numindu-se ligru, iar rezultatul încrucișării dintre un mascul și o femelă de leu se numește tigonul. Leii trăiesc în medie 20 de ani în sălbătice, iar în captivitate până la 30 de ani. Masculul poate fi recunoscut ușor datorită coamei sale și poate cântări până la 250 de kilograme. El are o lungime de 2-3 metri, înălțimea de 1,40 metri și poate atinge viteza maximă de 90 de kilometri pe oră. Femelele sunt mult mai mici, cântărind până la 150 de kg, având o lungime până la 2,50 metri și înălțime până la 1,20 metri. Caninii și ghearele leilor sunt de 10 cm lungime. Adulții pot sări până la 4 metri înălțime și 7 metri în lungime. Sunt animale carnivore care trăiesc în grupuri de familii. Leul își protejează familia în momentul în care este atacată. De aceea, el se poate numi și un iubitor de familie. Leii au auzul, văzul și mirosul foarte dezvoltat. Nu o să vă vină să credeți, dar femelele se ocupă cu vânatul, timp în care masculii apără și mențin frontierele teritoriului sau chiar se odihnesc uneori. Sunt singurele animale care pot ataca în grup un elefant adult. Răgetul leilor adulți se poate auzi de la o distanță de 10 km, iar răgetul leoaicelor adulte se poate auzi de la o distanță de 9 km. Cu toate că este cunoscut ca regele junglei, leul este un animal care trăiește în câmpii deschise și poate fi găsit prin toată Africa. Chiar și așa, este o specie în pericol, populații semnificative, găsindu-se doar în parcurile naționale din Tanzania și Africa de Sud. La revedere! Mă cheamă Carina. Martinica ursulică! Cine nu-l cunoaște și nu-l iubește? Cei mai cunoscuți reprezentanți ai familiei sunt ursul brun, ursul alb și ursul grizzly.
animal deosebit de puternic, ursul brun românesc are un corp de până la 2,5 metri lungime, o înălțime de până la 1,5 metri și o greutate de până la 600 de kilograme. Ursul brun poate trăi până la 30 de ani în natură și până la 50 de ani în captivitate. El are o blană deasă, iar culoarea de bază este brun-cafenie. Dintre simțuri, mirosul și auzul sunt cele mai dezvoltate. Martinică este mare amator de jir și ghindă. Mănâncă cu plăcere ciuperci, pere și mere pădurese, iar fructele de pădure și mierea sunt adevărate delicatese pentru el. Dar știați că mai ciugulește și furnici? Câteodată mai este și neastâmpărat și dă iama în ograda omului, unde îi cad pradă, oi, cai și alte viețuitoare. Cât durează perioada de iarnă? Ia, Moș Martin nu mănâncă nimic. Înainte de hibernare, ursul consumă plante și coajă de brad. Cam în ianuarie-februarie, ursoaica fată 2-3 pui. În Europa există 14.000 de urși bruni în 10 țări. Pa! Bună, eu sunt Andrei și eu o să vă prezint despre cameleon. Cameleonul este o reptilă arboricolă și insectivoră din regiunile tropicale, cu gheare asemenea unui clește care o ajută să se prindă de copaci. Are proprietatea de a schimba culoarea pielii potrivit mediului înconjurător. În prezent sunt cunoscute 160 de specii, dintre care aproape jumătate trăiesc pe insula Madagascar. Cameleonul are o limbă lipicioasă care este o dată și jumătate mai mare decât lungimea corpului și de aceea o poate folosi ca pe o armă pentru a prinde insectele. Cameleonul își poate roti fiecare ochi într-o direcție diferită, ceea ce îi oferă o vizibilitate de 360 de grade în jurul corpului. Cameleonul nu schimbă culoarea pentru a se camufla. Culoarea pielii sale se schimbă în funcție de temperatura corpului sau de stările emoționale prin care trece. Pa! Bună! Pe mine mă cheamă Miruna. Unul dintre cele mai masive carnivore, ursul polar, trăiește în zonele cele mai reci ale planetei, minus 30 de grade și chiar mai puțin în anumite perioade. Ursul polar își petrece timpul deplasându-se în căutarea hranei preferate, focile. Ursul polar este un foarte bun înotător, el putând înota mai multe ore pe distanțe de 10 de kilometri. Ați auzit de Fram? Cu siguranță, este celebrul și mult iubitorul uliaș alb de la circ, pe care l-au admirat deopotriva adulții și copiii și datorită căruia noi toți iubim ursul polar. Pa, pa! Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă spun!